Bună ziua, sunt Ion Gianu, realizator al emisiunii Interviuri pentru Eternitate și am astăzi, în cadrul întâlnirilor noastre de la GDS TV, un invitat special care n-ar trebui să-i se mai facă vreo prezentare, domnul Emil Boroghina, actor, fost director al Teatrului Național din Craiova în perioada lui de glorie și director fondator al unui dintre cele mai importante festivaluri din Europa și din lume, dedicat lui Shakespeare, Craiova Festival Shakespeare. Bună ziua și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și eu mulțumesc pentru invitație, sunt onorat să particip la această emisiune. De altfel, noi suntem cunoștințe vechi, cred că sunt aproape 25 de ani de când a început colaborarea noastră, să zic așa, instituțională, Teatrul Național din Craiova și ziaristul Ion Gianu și sunt bucuros să fiu în emisiunea dumneavoastră. Noi suntem onorați că ați acceptat și prima întrebare este una care peste câteva zile va fi făcută la modul public pentru întreg orașul, ca să spun așa. În această toamnă, un grup de 4 actori și plus un pictor scenograf își aniversează 50 de ani de teatru. Este vorba de promoția 1963, din care fac parte actorii Emil Boroghina dumneavoastră, doamna Georgeta Lucian Tudor, doamna Leni Pințea Homeag, actorul Valeriu Dogaru și pictorul scenograf Vasile Buz. Înțeleg că dumneavoastră ați fost ca de obicei mentorul și acestei manifestări. Când va fi, cum va fi, un spectacol, dialog, ce va fi de fapt? Nu, nu sunt mentorul acestei aniversări, acestei întâlniri. Organizări. Nu. Teatrul Național a fost, la un moment dat, ideea mea de a organiza cu sprijin, să spun așa, din partea locuitorilor acestui oraș o întâlnire noastră, dar ea a fost preluată de teatru și în ziua de 11 noiembrie va avea loc întâlnirea celor 4 actori pe care dumneavoastră i-ați menționat mai sus și a pictorului scenograf cu iubitorii de teatru din Craiova. Se pare că această întâlnire va fi preluată și de TVR Craiova și va fi transmisă în direct sau înregistrare după aceea pe antena, pe TVR 3. Sigur că e o zi importantă în viața noastră a celor care împlinim 50 de ani de teatru. În urmă cu 50. O jumătate de secol am venit la Craiova, mi-aduc foarte bine aminte ziua în care tânăr absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică de la București am venit să-mi aduc actele, pentru că eram repartizat deja la Teatrul Național din Craiova, fiind și bursier al fostei regiuni Oltenia. Teatrul era în concediu, la poarta teatrului, actualul Teatru Liric Elena Teodorini, era pe o bancă marele actor craiovean Remus Comăneanu. Am mers la directorul administrativ de atunci și la șeful cadrelor, am prezentat repartiția, după care am plecat în armată. Și exact în urmă cu 50 de ani, la mijlocul lunii octombrie, după 15 octombrie, nu mai țin minte foarte bine data, cred că în jur de 20, adică acum 50 de ani și câteva zile, am devenit cu acte în regulă și cu prezență fizică permanentă slujitor al scenei craiovene. Dintre cei... Eu, Geta Tudor Lucian, la acea vreme venise cu noi o altă tânără actriță, Dorina Nilă Bentamar, căsătorită însă cu un student algerian și Titus Gurgulescu din acea plus scenograful Vasile Buz, absolvent al Facultății de Scenografie din cadrul
Universității, la vremea aceea Institutului Nicolae Grigorescu din București. Din cei patru actori, am rămas eu și Georgeta Lucian, colega mea Georgeta Lucian, pentru că după un an sau doi, Dorina Nilă Bentamara a plecat cu soțul ei în străinătate, la început în Franța și după aceea, cred că în Alger, iar Titus Gurgulescu, împreună cu soția lui Lenuș Gurgulescu, venită la doi ani după noi la Craiova, au plecat, cred, la început la Brăila și după aceea la Constanța. Din păcate, din nefericire, singur care a decedat. Titus, nu, a mai decedat un actor din promoția noastră care a fost membru al colectivului Teatrului Național. Ștefan Iordache? Este vorba de Ștefan Iordache, care din 1991 și până în anul 2000 a fost cu acte în regulă, cu carte de muncă, component al acestui exemplar colectiv care este Teatrul Național din Craiova. Deci pe aici am trecut mai mulți, am rămas doi din acea promoție, dar nouă ni s-au adăugat în un an mai târziu, în 1964, mari actori, Leni Pințea Homeac. Asta nu înseamnă că Georgeta Lucian nu e o foarte mare actriță, e o foarte mare actriță și o mare doamnă. Și o poetă. Și o mare doamnă a Teatrului Național din Craiova și a Teatrului Românesc. Deci Leni Pințea, care era actriță la Reșița, și Valeriu Dogaru, actor la Bârladu. Mi-aduc aminte că directorul nostru de atunci, un reformator, un adevărat reformator al Teatrului Național din Craiova, domnul Călin Florian, care ne fusese și asistent, nu la clasa noastră, ci la clasa Georgetei Lucian, domnul Călin Florian, m-a însărcinat pe mine să scriu, dorind să reîmprospăteze trupa craioveană, să scriu colegilor mei Leni Pințea Homeac la Reșița și lui Valeriu Dogaru la Bârlad și să-i invit să dea concurs, și la vremea aceea să dea concurs pentru a deveni actori ai Teatrului Național din Craiova. Deci slujim această scenă, unii dintre noi de 50 de ani, iar alții de 49 de ani, o activitate neîntreruptă, pentru că, în ciuda tuturor tentațiilor și chiar a unor propuneri din partea unor teatre, fie din țară și din capitală, am rezistat tuturor tentațiilor și am rămas fideli slujbași ai Naționalului Craiovean. O scenă care am plinit în acest an, în ziua de 29 iunie, 163 de ani de existență. Am venit în cadrul unui colectiv cu mulți artiști de renume din țara românească, unii dintre ei chiar artiști emeriți, spre neșansa noastră, domnul Remus Comăneanu, de care vorbeam la început, pe care l-am întâlnit, a fost primul actor al Naționalului Craiovean, pe care eu l-am întâlnit în calitatea mea de actor. Stagiar. A decedat în acel an, în ziua de 23 august, fiind prezent la o manifestație. A făcut o insolație foarte puternică și având peste 75 de ani, cred că 77 de ani, a decedat. În schimb, erau aici Ovidiu Rocoș, Manu Nedeianu, Madeleine Nedeianu, Margot Boteanu Păcuraru, Ilie Cernea, cu o singură excepție, aceștia erau artiști emeriți, dar și alți mari actori, precum Ion Pavlescu, pentru care eu aveam o mare admirație, un adevărat cult. Îl văzusem într-un spectacol al Teatrului Național din Craiova, un spectacol obișnuit, nu strălucitor, dar în care el era extraordinar. A 12-a noapte, în care Pavlescu juca Feste, erau într-un turneu la București și atunci am făcut o mare pasiune pentru actorul Ion Pavlescu. Era Constantin Sasu, erau soții Radu, Rodica și Nicolae Radu. O pleiadă. Da, Iancu Goanță, Maria Goanță Ciochină,
foarte, foarte mulți actori și lor ne-am alăturat noi, cei tineri, foarte proaspeți absolvenți, dar aici mai era în acea perioadă și colegul nostru Lucian Albanezu, care juca foarte mult și juca foarte bine. Mai era Ioana Măgură, care după aceea a mers la televiziunea națională, Crainic, și apoi la Europa Liberă, și mulți, mulți alții. Dintre cei cinci care acum sunt sărbătoriți, cei patru actori și pictorul scenograf, doar unul este oltean, dumneavoastră. Nu. Și colega mea, Georgeta Lucian, are și ea rădăcini. E născută la Brăila. E născută în altă parte, dar mama Georgeta e chiar din orașul meu, din Corabia. Asta n-am știut. Adică părinții, da. Bunicii Georgetei erau din Corabia și, de ce să nu spunem, și Valeriu Dogaru e pe trei sferturi oltean, fiind din Argeș, da. De la Cobia, un oraș aproape de Găiești, dar ei se consideră tot olteni. Firesc, nu, așa, ca o paranteză. Dacă ar fi să faceți, domnule director, o paralelă între generația de atunci, din urmă cu 50 de ani, și cea de acum, ce ați avea de spus? Ce diferență ar fi? Sau ce ar avea în plus una față de cealaltă? Nu, e greu să vă răspund. Știu însă că eram stăpâniți de un entuziasm foarte greu de scris și de dorința de a juca în permanență și roluri de mare întindere. Această dorință ne-a jucat și feste, pentru că noi am venit cu credința că vom juca aici foarte mari roluri și ne-am întâlnit cu o altă realitate la Teatrul Național din Craiova. Pe rolurile pe care noi le doream, erau deja actori mai potriviți și ca vârstă, da, la început, și ca vârstă, și ca date, talent, ca experiență. De pildă, eu visam să joc roluri atunci la început pe care le juca domnul Ion Pavlescu, actor cu mult mai potrivit decât mine. Eu, de pildă, nu am dorit să joc la Craiova în spectacolul Otelo, dar s-a pus Otelo, juca Iago, Ion Pavlescu, extraordinar în spectacol, rol cu care eu îmi dădusem examenul de diplomă, dar niciodată nu mi-am imaginat că aș putea să joc, să-l dublez pe Ion Pavlescu în acel rol. În schimb, au fost alte roluri pe care eu le-am dorit, le-am visat și cu care n-am avut putința să mă întâlnesc, pentru că erau actori la acea vreme cu mult mai potriviți decât mine pentru rolurile respective. Știu că unul dintre acestea a fost bufonul din Regele Lear, pe care mi l-am dorit foarte tare și pe care l-a jucat, firesc, domnul Pavlescu. Aș mai spune că între timp sosiseră și alți actori în colectivul nostru de valoare, de mare valoare artistică, actori de importanță națională, și îl menționez aici în primul rând pe marele actor al Teatrului Național din Craiova, Vasile Cosma. Un actor care era potrivit pentru foarte, foarte multe roluri și care a jucat, cred, roluri de protagonist în foarte multe spectacole. Cred că fișa domniei sale de creație nu este egalată sau nu este depășită decât de un foarte mare actor al sfârșitului de secolul XIX și prima jumătate, începutul, prima treime a secolului XX, Constantin I. Notara. A jucat domnul Cosma la Craiova Otelo, a jucat Lear, Falstaff, Ștefan cel Mare în Apus de Soare. Foarte, foarte multe roluri. Acum sunteți Petruchio. Da, sunteți invitatul nostru. Revin la dumneavoastră cu întrebări. Nu, v-am răspuns. Sunt tineri, unii dintre ei foarte dotați, care sunt stăpâniți de aceeași pasiune. De pildă, vă dau un exemplu, țin foarte mult la el,
Sorin Leoveanu este unul dintre cei mai importanți actori români ai tinerei generații. A făcut un Caligula, o creație de excepție. Extraordinar, extraordinar. De asemenea, Iulia Colan este o foarte talentată actriță. Fica actorului Ion Colan. Da. Pentru cine nu știe. Fica și un actor excelent al unei alte generații. Da. Ion Colan, care generația iasă lui și la pensie acum. Al lui Mihali, Valentin Mihali, a Mirelei Cioabă, a Tamarei Popescu, o altă generație, și Cătălin Băicuș, sunt câțiva actori, Iulia Lazăr, Romanița Ionescu, foarte, nu, iertați-mă, da. Nu-mi vin toți, da, acum, nefiind da. Permanent, sunt în teatru, dar nu sunt în mijlocul lor, pentru că, după cum se știe, dumneavoastră ați fost părtaș, să zic așa, la martor al drumului Teatrului Național din Craiova și, și al dumneavoastră și implicit. Al meu personal, și știți foarte bine că în momentul în care domnul Ion Traian Ștefănescu m-a chemat să îmi propună, să îmi propună. 88, de fapt, 1988. 1988 să devin directorul Teatrului Național din Craiova. Eu am decis atunci ca pe perioada cât voi fi directorul Teatrului Național din Craiova să renunț la a juca și la a pune în scenă. Și nu credeam că directoratul meu va fi unul lung. Și cel mai glorios de până acum din istoria Teatrului Național nu din Craiova. Nu este cel mai lung, au fost cel mai glorios. Da. Dar cred că este unul dintre cele mai încărcate de roade, asta nu datorită mie, probabil că am avut și o mică contribuție, dar datorită colectivului da, și faptului că și regizor, am regizorul Silviu Purcărete și ceilalți regizori care au lucrat cu Teatrul Național. Da, sigur, când am fost numit director, gândul meu era spre un repertoriu de mare valoare, atât din literatura dramatică, cât și românească, și vă mărturisesc că visam repertoriul Teatrului Național din Craiova cu spectacole realizate pe texte shakespeariene, un spectacol shakespearian în fiecare an, tragedii antice din 2 în 2 ani și spectacole după piesele lui Cehov, fiind numai 5 la 3-4 ani odată. Am respectat cât Șerban, de cât. De fapt, prima oară, nu? V-ați gândit prima oară la regizorul Andrei Șerban? Nu. M-am gândit, nici nu îndrăzneam să mă gândesc. M-am gândit la Silviu Purcărete. Pentru că Silviu Purcărete venea la Craiova în 1988. Și această colaborare a fost benefică și pentru Teatrul Național din Craiova și pentru domnul Purcărete, pentru că domnia sa cu acest colectiv s-a impus pe marile scene ale lumii și de ce să nu spun, să nu recunosc și pentru mine, pentru că dintr-un actor care nu jucase încă roluri de foarte mare întindere decât câteva, Rică Venturiano, în Nora, doctorul Rang, mai puține roluri, dintr-o dată am devenit un director luat în seamă și care a avut un cuvânt de spus în Teatrul Național din Craiova și în Teatrul Românesc. Cu Andrei Șerban este cu totul altceva. După marile succese ale Teatrului Național din Craiova, în turneele pe care dumneavoastră le-ați însosit la București, cu Mobilă și durere, apoi cu Unchiul Vania, cu Piticul din Grădina de Vară, domnul Constantin Măciucă, fost director general al teatrului, Roltean din Județul Gorj, autor a unor monografii excelente despre reprezentanța ai teatrului, dar una și despre Dimitrie Cantemir, deci fusese directorul general al teatrelor, trecuse într-un fel pe așa zisa linie moartă, prieten apropiat al lui Andrei Șerban, mi-a propus la cererea lui Andrei Șerban ca Andrei Șerban să monteze un spectacol la Teatrul Național din Craiova. Făcuse o încercare nereușită pentru teatru mic, cred că și începuse ceva sau discutase cu domnul Dinu Săraru, dar nu s-a materializat acea încercare.
și s-a orientat, fiind și momentul foarte bun al Teatrului Național din Craiova din anii 88-89, spre Teatrul Național din Craiova. V-aș propune. Și să închei imediat. Și am avut o discuție cu Andrei Șerban, o discuție telefonică, pentru a veni și a monta la Craiova, cu asentimentul, țin să spun lucrul ăsta, cu asentimentul, avusesem o discuție prealabilă și cu domnul Ion Traian Ștefănescu și dânsul mi-a spus că va obține pentru Andrei Șerban dreptul de a monta un spectacol în acea perioadă în România, dânsul fiind cetățean american. Și în ziua de 29 iulie 1989 am avut acea discuție cu Andrei Șerban și a rămas ca dânsul să vină să monteze un spectacol, Trilogia Antică, la Teatrul Național din Craiova. Și punem punct acum acestei discuții pentru o mică pauză și după aceea o să reluăm povestea cu Andrei Șerban și din nou revenirea lui Silviu Purcărete. Pentru noi, siguranța și sănătatea pacienților noștri sunt esențiale. Am creat Mogoș Med pentru că meritați să beneficiați de cele mai bune condiții și standarde de profesionalism. Mogoș Med, prima clinică privată de chirurgie din Oltenia. Oferim servicii de chirurgie generală, ortopedică, ORL, ginecologică sau vasculară, asigurate de personal medical cu experiență solidă și înaltă calificare. Mogoș Med, în Craiova, strada Eugeniu Carada, numărul 14. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală, îți pune la dispoziție Cellmeter, cel mai modern și eficient aparat cu care se poate realiza diagnosticarea corectă și eficientă a tipului și stadiului de celulită. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală, îți oferă metode ultramoderne pentru a scăpa de celulită și de retenția de apă, electrostimulare tunel cu infraroșii, termocuvertă și vacuum. Big Green, centru profesional de cosmetică și întreținere corporală. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. De 18 ani pe piața din Oltenia. Am ales Gazeta de Sud pentru că este cel mai citit ziar. Singurul ziar care are în clipa de față o rată foarte mare de vizualizări, atât pe internet cât și la cumpărare. Este cel mai citit ziar și are impact asupra oamenilor. Acum anunțurile de mică publicitate se primesc și la oficiile poștale din Oltenia. Suplimentul de mică publicitate al Gazetei de Sud. Citit zilnic de 80.000 de oameni. Am revenit asupra subiectului pe care dumneavoastră ați început să-l dezvoltați, posibila venirea lui Andrei Șerban la Craiova și continuați-vă povestirea, ca să zic așa. Da, după Revoluție, Andrei Șerban a venit imediat după Revoluție, a venit la Craiova, a vizionat un fragment, adică un act din Piticul din Grădina de Vară care l-a entuziasmat, un act din unchiul Vania și rămăsese să vină să monteze Trilogia Antică la Craiova. Numai că mergând a doua zi la București, s-a întâlnit, firesc s-au întâlnit dânsul și domnul Măciucă cu vicepreședintele de atunci al țării, Ion Caramitru, și cu ministrul culturii, în căutare de director pentru Teatrul Național din București și au făcut propunerea lui Andrei Șerban să devină directorul Teatrului Național din București. Și așa ați revenit tot cu Silviu Purcărete? Silviu Purcărete nu ar fi plecat nicio clipă. Adică nu era în gândul nostru să renunțăm la această extraordinară colaborare după succesul înregistrat de Piticul din Grădina de Vară, dar mai a vrut să adăugăm un plus prin venirea lui Andrei Șerban și ca mare regizor, dar și un element de spectaculos, de noutate. Venea de la New York, de fapt. Da. Dar
Așa a fost să fie. Și nu am regretat, pentru că alături de Silviu Pulcărete am înregistrat poate cele mai mari succese cele din mai mari, istoria poate, Teatrului cele mai mari, Național da, în Craiova și cred că și da, Teatrului Românesc, pentru că am fost invitați la festivalul de la Edinburgh, primul teatru din România care era invitat în festivalul internațional, în secțiunea oficială, mai fuseseră teatre din România în secțiunea OFF. Ați luat premii acolo? Am luat două foarte mari premii, cred că de neegalat, sau n-au fost egalate până în momentul de față de niciun alt teatru din România. Cred că sunt cele mai prețioase premii, la care am adăugat însă și premiul criticii acordat la Festivalul de Teatru al Americilor de la Montreal pentru spectacolul Titus Andronicus, cele două premii de la Edinburgh fiind obținute pentru Uburex cu Ceneri Macbeth. Această colaborare a fost nu benefică, a fost extraordinară pentru colectivul Teatrului Național din Craiova, pentru că am realizat în perioada 91-2000 numai puțin de 96 de turnee de prezențe la marile festivaluri ale lumii. Practic, cred că am epuizat toate marile festivaluri și am și obținut o serie de premii, peste 100 de premii naționale și 12 premii internaționale, zic eu, de cea mai mare strălucire pentru teatrul românesc. A fost așa a vrut Dumnezeu și a întins aripa, probabil asemenea întâlniri se produc odată cu șansă odată la 100 de ani, cum a fost această întâlnire a Teatrului Național din Craiova cu marele regizor Silviu Pulcărete. Ce să vă spun? Păi după care dumneavoastră ați plecat în condiții care niciodată nu le-am înțeles. V-ați dat demisia? Nu mi-am dat demisia, ci am cerut să fiu eliberat din funcție. Nu mi-am dat demisia. Împlinisem 60 de ani, aveam peste 12 ani de directorat și spuneam eu, credeam că făcusem tot ce îmi stătea omenește în putință. În 2000? În anul 2000, da. Și peste 4 ani ați revenit cu o mare abnegație la o nouă muncă, să zic așa. Nu. În 94 ați început festival. 94, deja, scuzați-mă. Adică nu am părăsit această pistă. Până în anul 2000 am organizat festivalul din 3 în 3 ani și intenționam ca din anul 2000 să devină bienală de teatru. Numai că Teatrul Național din Craiova a avut un proiect extrem de important, pentru el se împlineau 150 de ani de la nașterea lui Caragiale și teatrul nostru s-a legat în principal de acest proiect și nu exista un spectacol shakespearian în repertoriu nou, un spectacol nou în repertoriul Teatrului Național din Craiova, așa că am fost nevoiți să respectăm ritmicitatea de 3 ani până în anul 2006, când într-adevăr am trecut la un alt regim, la a organiza festivalul din 2 în 2 ani. La lucrul acesta s-a mai adăugat și dorința, propunerea Comisiei pentru Cultură a Primăriei Municipiului, a Consiliului General Municipiului București, care a solicitat ca măcar 2-3 dintre spectacole prezentate la Craiova, spectacole de mare valoare artistică, să fie prezentate și în capitală. Și v-ați conformat. Așa s-a născut, da. S-a născut acest duplex Craiova-București, dar festivalul rămâne, cum este firesc, la Craiova. Realizare a Craiovei. De fapt, la anul o să fac 20 de ani, deci, în concluzie. 20 de ani, da. 1994 a fost creat, se vor împlini 20 de ani și ediția de anul viitor e pregătită. Este pregătită, este însă o ediție aniversară, pentru că dincolo de cei 20 de ani se mai împlinesc și 450 de ani de la nașterea lui Shakespeare, iar peste 2 ani se vor împlini în 2016 se vor împlini 400 de ani de la moartea lui Shakespeare.
Este, ca de fiecare dată, o ediție pe care am gândit-o cu mult timp înainte și încercăm să o finalizăm. Care ar fi noutățile? Că mi-ați spus, încercați în toată Oltenia să duceți festivalul acum. Da, în primul rând, o mare noutate ar fi că acest festival ar fi inaugurat. Inițial, noi am vrut să deschidem festivalul în ziua de 25 aprilie, pentru că Paștele Ortodox este în ziua de 20 aprilie și am să existe câteva zile de respiro, zile de Paști, dar la propunerea celor de la Globe, Teatrul lui Shakespeare, Teatrul Globe din Londra, care urmează să realizeze un turneu, un foarte lung turneu și foarte important turneu în întreaga lume, turneu care debutează în ziua de 23 aprilie 2014, așa cum spuneam, ziua în care se aniversează 450 de ani de la naștere și se încheie peste 2 ani, în ziua de 23 aprilie 2016, când se împlinesc 400 de ani de la moarte. Și dorim foarte mult să avem Teatrul Glob în programul nostru. Ei s-au gândit ca acest turneu, este chiar propunerea lor și sper să se materializeze. Deocamdată este o propunere, ei își fac un anumit circuit și sper să rămână acest program. Există posibilitatea ca acest turneu de 2 ani să înceapă la Craiova, în chiar piața William Shakespeare. Și pe 25? Este 23 aprilie. Aprilie. Deci ei vor să înceapă în ziua de 23 aprilie și în situația asta vom începe cu 2 zile mai devreme. Și va ține până în 2 mai sau 4 nu, mai? 4 mai, pentru că deja data sunt, inițială. Sunt trupe care și-au făcut programul în funcție de acest program al nostru și va fi închis acest festival tot de o altă trupă din Marea Britanie, celebra companie Cheek by Joe, al cărui director artistic este Declan Donnellan, care este și laureat al Premiului Internațional Shakespeare din 2008. Deci aceasta este o noutate, faptul că se deschide cu Teatrul Glob și că va fi și punctul de pornire al acestui important turneu intercontinental realizat de Teatrul Glob din Londra, ceea ce aduce, bineînțeles, un mare beneficiu de imagine festivalului Shakespeare de la Craiova. Mi-ați mai vorbit de mulți ani că încercați să-l aduceți la anul, la festival, pe Al Pacino. Da, ce se întâmplă? Este foarte greu să ajungi la Al Pacino. Am încercat prin diversi intermediari. El are un program extrem de încărcat. De pildă, anul trecut, când am dorit să-l aducem, el filma în Regele Lear, după William Shakespeare. Și în perioada de desfășurare a festivalului nostru avea zile de filmări, bineînțeles. Sperăm ca anul 2014, pentru că de obicei nu renunțăm la gânduri, la idei, la obiective foarte importante, în 2014 sau 2016, cu ajutorul celor de la Ford, bineînțeles, care să susțină din punct de vedere financiar această deplasare în România lui Al Pacino, să-l putem aduce pe Al Pacino, dar până atunci suntem în tratative avansate cu un celebru teatru american, Teatrul Shakespeare din Chicago, să prezinte un spectacol Otello, un spectacol hip-hop, aici este noutatea, care, ca să răspundem dorinții doamnei primar de a avea și noi o contribuție importantă la Craiova Capitală Culturală, decernarea titlului de Capitală Culturală a Europei la această viitoare selecție,
Deci suntem nevoiți să prezentăm spectacole în aer liber, un procedeu pe care noi l-am folosit foarte rar, foarte rar cu spectacole în aer liber, dar intenționăm și datorită temei festivalului, tema fiind Shakespeare al tuturor, nu numai a oamenilor de teatru, dar și a tuturor categoriilor de spectatori, să aducem un spectacol Otello prezentat cu foarte mare succes la Festivalul Shakespeare din Germania, de la Düsseldorf, de la noi, la Festivalul de la Londra și care urmează să plece și în alte turnee. Deci un spectacol cu muzică hip-hop făcut de Teatru Shakespeare din Chicago. Este tot o noutate. Și noutatea ar mai fi, și nu v-am lăsat să vă continuați poate ideea, faptul că veți duce spectacolul și la Caracal, la Severin. Încercăm să venim în întâmpinarea acestui deziderat, acestui gând al Guvernului României, care este principalul nostru finanțator. De anul ăsta sperăm să fie și Primăria Municipiului Craiova finanțator extrem de important, alături de Ministerul Culturii, Guvernul României, care sub al cărui înalt patronaj se desfășoară festivalul începând din 2003, iar din 2008 și sub patronajul președinției României. Deci prin Ministerul de Culturii este principalul finanțator al Festivalului Shakespeare de la Craiova. Spuneam că sperăm să devină principal finanțator și primăria din Craiova, pentru că există toată bunăvoința din partea doamnei primar Lia Olguța Vasilescu de a susține această manifestare încă înainte de a se înscrie în această competiție Craiova Capitală Culturală. Dar pe drum domnia sa și-a propus în programul programul, să spun așa, și social și economic și cultural să susțină această manifestare, care înseamnă, nu numai după părerea noastră a realizatorilor, organizatorilor festivalului, ci a multor invitați ai noștri din străinătate, înseamnă un lucru extraordinar pentru orașul Craiova. Dar pe drum mi-ați spus într-un fel așa particular, să zic, că vă confruntați cu probleme privind bugetul ediției viitoare. Totdeauna ne-am confruntat și de la ediție la ediție problemele devin din ce în ce mai grele. Nu ne putem plânge în momentul de față, pentru că bugetul, după cum știți și dumneavoastră, în România este anual, nu-i multianual cum este în cazul festivalului George Enescu, să ai siguranța unei anumite sume. Finanțările, sumele cu care vor fi finanțate manifestările artistice de prestigiu în România sunt cunoscute de-abia în momentul în care se aprobă bugetul. Ori bugetul la nivel central este aprobat probabil până la sfârșitul anului, după aceea și bugetele administrațiilor locale, pentru că pe lângă Primăria Craiova, finanțator important este și Consiliul Județean, prin înțelegerea, bunăvoința, amabilitatea Consiliului, dar în special a președintelui acestui Consiliu, domnul Ion Prioteasa. Dumneavoastră ați semnat însă contracte cu trupele de teatru noi care ați invitat? Noi nu putem semna contracte, aici este o aberație legislativă, noi nu putem și ar trebui semnate măcar precontracte, nu ai dreptul să semnezi niciun contract conform legislației românești până în momentul în care nu ai asigurate fondurile, până când nu sunt alocate și chiar în cont existente aceste fonduri. Deci nu sunt niște riscuri. Eu v-am spus, dumneavoastră, sunt riscuri enorme, deocamdată uneori chiar tărăgănările acestea reușesc să irite partenerii noștri și pe drum chiar să pierdem o parte dintre aceștia, cum a fost cazul celui mai celebru teatru al Rusiei, Măhatu, în anul 2010, care trebuia să aducă spectacolul Hamlet la Craiova și datorită faptului că nu s-a semnat contractul la timp, ei nu au mai putut să obțină de la Ministerul Culturii din Rusia fondurile necesare pentru acoperirea
pentru că făcea un lucru extraordinar. Ministerul Culturii le acoperea costurile biletelor de zbor pentru 52 de persoane, diurna și transportul decorului. Noi suntem obligați, conform unor reguli internaționale, reguli ale marilor festivaluri, să acoperim toate costurile trupelor invitate. Rar ajungem la aranjamente ca statul sau fundații sau asociații să susțină deplasarea unui asemenea teatru. De regulă, cu teatre mai mici care vor neapărat să-și facă un nume prin prezența lor la un mare festival cum este Festivalul de la Craiova. Dar regula marilor companii aceasta este ca organizatorii să plătească absolut toate costurile și pe deasupra și un onorariu care nu-i unul foarte mic, pentru că ei plecând de la sediul lor pe o perioadă de... Pierd spectacolele, au niște angajamente, au abonamente și atunci ei trebuie să acopere într-un fel aceste costuri. Am vorbit tangențial de Craiova, capitală culturală europeană. Varianta cea mai bună este ca să ne calificăm în finala din 2016, atunci e finala când se știe cine va fi în 2021. Cum vedeți problema asta? Capitala Craiova are șansă la capitala culturală? Eu vreau să spun înainte de toate că această înscriere, dorința de a realiza evenimente cu totul și cu totul speciale la Craiova și în celelalte orașe este una extraordinară. Va fi o emulație. Cu siguranță. Nu avem decât de câștigat, mai ales cei care lucrăm în cultură, dar și locuitorii Craiovei au numai de câștigat. Ceea ce mi se pare deosebit de important este că doamna primar Lia Orguța Vasilescu a avut inspirația, sfătuindu-se probabil cu anumiți oameni, și sunt sigur că așa a fi făcut, ca această înscriere să cuprindă și județele, a regiunea practic. Practic regiunea Oltenia, pentru că există foarte multe obiective turistice, culturale. Gândiți-vă, este Brâncuș. E Brâncuș la Târgu Jiu. Brâncuș la Târgu Jiu, Tismana, Cozia, cetatea Sucidava în județul Olda, Orezul, capitala ceramicii. Da, în Mehedinți de asemenea, și a avut această inspirație să propună primarilor municipiilor și conducătorilor. Da, este și posibil, pentru că un oraș poate să participe cu o regiune, cu zona de regiune. Sigur, da. Sigur. Și aceasta a fost, să spun așa, în termen marea găselniță, că asta e un termen teatral al doamnei primar. Cu ce ne va sta la dispoziție noi, organizatorii Festivalului Shakespeare, ne vom pune în slujba acestei idei, pentru că sunt convins că așa cum festivalul de la Sibiu a fost la vremea respectivă unul din principalii dintre cei care au tractat în principal capitala culturală capitala a Europei, da, și Festivalul Shakespeare de la Craiova poate să ajute cu siguranță, e unul cel mai important din lume, nu? Este pentru unii chiar cel mai important festival Shakespeare din lume, pentru unii dintre cei care de ani de zile vizitează, mari specialiști vizitează, participă la manifestările din cadrul festivalului, îl numesc un cel mai important festival Shakespeare din lume, un festival uluitor, fantastic festival, adică când citește trec fiorii chiar da, pe tine cel care participă direct la organizarea acestui festival. Sunt convins că ne va acorda întregul sprijin pe plan local doamna primar și nu numai pe plan local, că va încerca să influențeze o decizie și din partea Guvernului României, a Ministerului Culturii, a celorlalte organisme în susținerea acestui festival care, așa cum spuneam, se va desfășura sub semnul aniversar 450 de ani de la nașterea lui William Shakespeare și sub deviza Shakespeare al tuturor.
Și cum spuneați, n-am încheiat de fapt formularea, va merge la Caracal, Turnul Severin, Târgu Jiu, Caracal, Slatina? Dorim în acest moment, asta este viziunea noastră, dorința noastră și la Mehedinți, cu speranța că acel superb teatru de la Turnul Severin, aflat în renovări, în restaurări, pentru că e un monument de arhitectural și artistic, va fi finalizată această restaurare până în 23 aprilie 2014. Sperăm acest lucru și atunci vom deplasa un spectacol, bineînțeles cu asentimentul primăriei și Consiliului Primăriei Turnul Severin și Consiliului Județean Mehedinți, încercăm să deplasăm unul dintre spectacole prezentate la Craiova și aici. Am avut o discuție la București acum cu directoarea Centrului de Proiecte Culturale Arcub București. Ei doresc ca această colaborare a noastră începută în anul 2006 să fie continuată și la edițiile din 2014 și 2016, așa că pe lângă faptul că încercăm să prezentăm spectacole în câte un spectacol în capitalele de județ, mai puțin Caracal, care nu este capitala județului, dar are un super teatru și deja am discutat cu domnul Tucă și cu doamna Marina Constantinescu, care organizează prin fundația lui Tucă, nu? La festivalul de la Caracal, ca spectacolul Comedia Erorilor, prezentat de o trupă faimoasă din Marea Britanie, Propeller, să fie prezentat și pe scena teatrului din Caracal. Aceasta deja este un obiectiv, să spun așa, realizat, bifat. Rămâne cu celelalte. Vreau să vă spun că o parte dintre spectacole vor merge și la București și chiar acum am scris celor de la Glob, celor de la teatrul din Chicago să ia în calcul și posibilitatea deplasării lor la București și Târgu Jiu. Ce spectacol va încheia festivalul la Craiova? Festivalul la Craiova va fi... Pe 4 mai, deci. Da, la insistența celebrei companii Chic by Joc, care a și deschis, dacă vă aduceți aminte, festivalul nostru în 1994 cu acel spectacol uluitor cu piesa Cum vă place, au revenit după aceea în 2008 cu Troilu și Cresida. Festivalul va fi deschis la insistența lui Declan Donalan și Nick Ormerod cu piesa Ce păcat că e târfă, dar nu a lui de Shakespeare. John Ford, nu, este un contemporan al lui Shakespeare, este scris tot în epoca elizabetană și este un spectacol care este ca tematică influențat de Romeo și Julieta al lui William Shakespeare. Și vom avea o secțiune așa, în afara programului shakespearian, contemporani ai lui Shakespeare. Da. Vă mulțumesc mult pentru prețioasele informații și pentru timpul petrecut cu noi și vă dorim succesul, între ghilimele, mulțumesc pentru mult. Festivalul din 2014, că totuși nu e ușor de câte mi-ați spus. Cineva spunea că acest festival se realizează printr-un efort național pe toate planurile. Efortul național sper să fie sprijinit nu numai din punct de vedere financiar și logistic, și suntem convinși că atât Gazeta de Sud cât și posturile de radio și televiziune se vor înscrie între susținătorii acestei mari manifestări culturale craiovene, naționale și internaționale. Da. Mulțumesc și numai bine vă dorim. Și eu vă mulțumesc. Thank you.